de clasă. Bună seara și bine să-mi vei încontra la Fofanai cu plăbările mei de matematică la geometrie. Tema pentru acasă, da? Da, da. Clasa a 7-a. Geometrie, da, da. Problema 4 de la 191. 4 de la 191. Pietru unghiul ABC. Ipoteză, triunghiul ABC. Măsura unghiului ABC, 90 de grade. Măsura lui A. BC. A, BC. Da. Așa. 90 de grade, deci B este 90. Am înțeles. AB egal cu 42 cm. AB egal cu 42 cm. BC egal 40 cm. Să se afle, amic. Lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC, adică raza mare. R mare egal cu cine? Și lungimea razei cercului înscris în triunghiul. R mic egal cu cine? Atât. Păi, hai să mergem repede să vedem. R mare cu cine era egal? Cu E, A, ori B, ori C, supra 4 S. Exact. Da. Deci ABC, 4 cele laturi nemulțite, supra de 4 ori area. Deci spunem și noi că R mare, R mare egal cu ABC supra 4 S. Iar R mic? S supra P. S supra P. Punem pe aici în perimetru, da? Da. Putem afla de aici, putem afla ABC despre C. Dar să ne uităm unde unghiul de 90 grade, mare atenție. Hai să facem totuși figura. Da. Bine. Numai pentru triunghiul să facem, da? Că nu nimeni. Da, da, da. Deci triunghiul dreptunghic în B. Deci așa, B, A, B, C. AC e ipotenuză. Deci AC e ipotenuză, sigur. O știm pe AB 42. Aflăm teorema lui Pitagora. Exact. Deci AC pătrat. Adi vorbește AC pătrat egal cu? AC pătrat este egal cu AB pătrat. 42 la pătrat plus 40 la? Plus 40 la pătrat. Egal cu 4 A. 42 la 42. Mai 1764. 1764 plus 1600 este egal cu? Egal cu 3364. 3364. De unde acest simplu? E radical din 3364. Egal cu 58. 58. Deci 58 este asta. Atunci ne ducem repede și spunem că aria R mare egal cu ABC. Aria egal cu AB. 40 ori 42 ori 58. Nu? Supra 4 ori este. Dar nu aria, mamă, raza o calculează, domn profesor. A, da, și nu calculăm și aria ca să... Așa, și 4 ori? Aria cum e? Aria e 40 ori 42 pe 2. Cateta, da. Mă, cateta 2, da. 2, 21 ori 40. Deci 21, că aici simplificat, 21 ori 40. 840. Și este egal cu... Și mai simplificăm, Mirna, uite acolo. Mirna. 21 ori 42. 2, 2, 2. 2 cu 4, 2. Și 2 cu 58. 2 cu 58. 25, 29. 29, da? Da. Deci 5 cm, da? Raza mare, 29 cm. Raza mică, R mic, egal cu... Ies am aflat, ori spunem repede, e zis 21 ori 20. 21 ori 40, da. Supra pe care e pe o, cum am zis, 42 plus 40, 42 plus 40 plus 58, 140 împărțit la 2, 70. Da. Da, deci 140 împărțit la 2, 70. 0 cu 7, 7 cu 21, 3, 42. Și am terminat problema. Foarte simplu. Păi da, da.
E bine să încercați și voi acasă, că e o problemă complicată asta. Dacă ne lăsăm tot timpul numai pe discuția de aici, rămâne o problemă, cum intri și tu într-o problemă, de unul singur, la lucrare când te afli, de aceea s-a zis, bă, nu știu ce să fac. Poftim. Problema 1, de la pagina 191. Sigur, asta vreau să spun. De la varianta B. Da. Problema 1 de la? De la 191. 1 de la 191. Fie AB aparțin cercului de centru O și rază R mare. A și B. A și B. Aparțin cercului de centru O și rază R mare. Astfel încât măsura unghiului AOB 60 de grade. Așa încât A, O, B egal cu măsura unghiului A, O, B egal cu 60 de grade. Dacă AB egal cu 8 cm. Deci dacă AB egal cu 8 cm. Să se afle. Asta e toată ipoteza. Da, să se afle lungimea radii cercului. A cărui e R mare. Da, aria discului. Aria cercului de centru O și rază R. Asta e a discului? Da. Are cercului. Și aria triunghiului AOB. Și aria triunghiului AOB. A, O, B. Triunghiul AOB egal cu cine? Aria discului sau aria cercului? Este același lucru. Ori aria cercului, ori aria discului. Același lucru. Facem cer, Tarin? Cer, Sven. N-ai nevoie. Da. Deci, să încercăm să desemnăm un cer. Încerc așa să am un triunghi, un punct A și B, încât să am 60 de grade, așa, da? Da. A și B, 60 de grade aici. O, acolo, la mijloc? O, da. A, B e de 8 cm. Da, 8 cm. Ăla e triunghi lateral. Da. Da, aici e echilateral din cauza că unghiul de 60 grade el se face și echilateral, corect. Atunci ar de 8. Și ar de 8. Poate sunt tot la de 8. Nu-i păcat să nu fii cea că și voi acasă. E păcat. Da, da. Are discului 2 pi r pătrat. Deși el egal cu cine răspunde la el egal cu? 8. 8. Egal cu? Până pi r pătrat. 8 cm. Are cercul pi r pătrat. Și egal cu pi, 64 pi. 64 pi. Și area triunghiului AOB este egal cu L la a doua, L la a doua radical din 3 supra 4. Deci el de pătrat, radical din 3 supra 4. Și egal cu 64 radical din 3 supra 4. 64 radical din 3 supra 4, simplificăm. 64 împărțirea 4 de 16. Da, și avem 16 proiecte. Foarte greu. 16 proiecte. Da. Nu, mai lăsați. Adică e rușine și lor. Avem mult timp. Da. Acum am auzit chem. Îmi dau multă doamnă. O, dar multă și ușoară și tot nu o facem. Asta ar vrea să ajungem la momentul acela când îi faci acasă și spune la asta am mers până aici și nu m-am descurcat. Da, mai că ei așteaptă vacanța ca obosit. Exact. Și nu mai vor să mai facă nimic. Ba da, eu trebuie să trag acum toate. Da, tu trebuie să-ți faci mie bine, da? Eu nu am în vacanță. Ea și l-a făcut. Așa. Problema 2 de la pagina 191. Problema 2 de la? 191. 191. A aparține cercului de centru O și rază R. A aparține cercului de centru O și
fază iar. B în exteriorul cercului, astfel încât AB tangentă la cerc. B aparține exterior cercului, din cercul O și rază iar, așa încât AB tangentă la cerc. AB intersectează cercul, centrul O și rază iar, așa, într-un singur punct, în A. Egal A. AB egal cu 8 centimetri. AB este 8 centimetri. Dacă BO egal cu radical din 2. Dacă BO egal cu radical din 2. Se află. Amic, area și perimetrul triunghiului AOB. Area triunghiului AOB. Și perimetrul. Și perimetrul triunghiului AOB. Și BMI, măsurile unghiurilor triunghiului. Măsurile? Unghiurilor triunghiului. Așa, unghiurilor. Măsura lui A egal cu cine? Da? Măsura lui B egal cu cât? Și măsura lui O din triunghiul ăsta. Da, da, da. Așa. Din nou un cerc. Avem cercul, da? Un punct A pe cerc și tangenta în punctul A o ducem întâi tangenta. Știm că raza pe tangentă e perpendiculară. Totdeauna. Deci triunghi dreptunghic. Triunghi dreptunghic este. Și B este dreptunghic un punct. Ba, și B-ul este un punct care poate să fie fie în partea asta, fie în partea asta. De unde poate să mă desfăcem tangenta? Păi, dar spune aici că AB intersectează cercul în punctul A. Putem să aflăm spune și că B este un punct exterior cercului, așa încât AB intersectează cercul într-un singur punct. Deci, din tangent, în punctul A. Putem să aflăm cât e OA. Teorema lui Pitagora. AB, AB adi este de 8. BO 8 radical din 2. Cine? BO 8? Da. 8 radical din 2. Teorema lui Pitagora în triunghiul AOB rezultă că AO pătrat egal cu OB pătrat minus AB pătrat. 8 ori 64 ori 2. Minus 64, minus tot 64 și atunci da. Faci eu tot 8 asta. 8, ia vezi. Este adevărat? Fă capul. Deci 64 ori 2, da? Minus 64. 64. Și minus 64. Da. Și radicale 64 e 8. 8. Triunghi dreptunghic e să-și cer. Acum putem să aflăm cât e area și perimetru super ușor. Area e cateta 1 ori cateta 2 pe 2, adică o 64. 64 pe 2. 64, da, pe 2. 32 cm pătrați. 32 cm pătrați, perimetru 16 plus 1, adică din 2 mai este un 8 factor, îi 8 pe lângă 3 minus radical din 2. De ce 3? Ba nu, 2. 2 plus radical din 2. 8 plus 8, 2 plus da, radical da, da. Din 2. Perimetru. Măsura unghiului A. 90. Deci egal 90 grade. A lui B. A lui B 45. Și a lui C tot 45. Da, și gata. Gata. Și nu deci putem demonstrat-o. Dar nu puteți face acasă. Grele. Foarte grele. Foarte grele.
Altceva, hai. Problema numărul 3. La 91. Ce spune? Triunghi echilateral ABC este înscris în cercul de centru O și radă 18. Deci în ipoteză avem că triunghiul ABC echilateral ABC echilateral înscris în cercul de centru O și radă 18. Deci A, virgulă B, virgulă C aparțin cercului în centru O și radă 18. Face, nu? Să se afle. A. Lungimea laturii triunghiului ABC. El. Egal cu cine? El. Latura triunghiului. Echilateral, da. Aha. Lungimea apotenei triunghiului ABC. Adică perpendiculară aceea de la din centru până la... Da. Da? Da. Lungimea apotenei triunghiului ABC. Da. Și măsura arcului mare AB. Repede înscrieți un triunghi echilateral, știți bine cum? Da. Compasul, împărțiți în 6 și uniți în, din 2 în 2. Și aveți triunghi echilateral. Deci, A, B, C, O, O, M este apotema cel care vrem. Da? Din nou, perpendiculară până să ai una din laturi. Păi A egal cu 18. Cât? AO. AO sau OB, nu? OB sau OC. Toate sunt 18. Avem triunghi dreptunghi cu OMC. OMC triunghi dreptunghic. Știm OC. Și cât e unghiul de aici? E... Știu cât e MOC. MOC. A, și știu și cât e unghiul ăla. E... Face 360 împărțit la 3, 120. 120 împărțit la 2, ăla e MOB 60. Și în UBO e 30. Da, dar trebuia să știi asta de unde. Că triunghiul ăsta fiind echilateral, asta este și înălțime mediană, mediatoare și, și bisectoare. Da. În parte în două. Cum știm că OC este 18, atunci OM va fi 9. Da, deci a zis OC, OB, cum am desenat aici. Deci va fi 9. Nu, și... Apoi m-am aflat asta, și, da? Citesc mai... El 3. Adică? Latura triunghiului. A, adică cât e egal cu AB? Exact. Păi avem MC triunghi dreptunghi, că l-aflăm pe MC și facem MC ori 2 și egal cu BC. Și egal cu AC și egal cu AB. Deci e rapid, nu? Da. Deci dacă astea 18 și 9, ipotenuza... Ui, 18 la pătrat, minus 9 la pătrat, deci da. MB, hai să zicem, MB egal cu el pe 2 și egal cu radical din 18 la pătrat, minus 9 la pătrat. Egal cu 243. Radical din 243. Așa face? Da, 18 la pătrat, minus 9 la pătrat. Și egal cu radical din 243. 243? Împărțit la 3, egal cu 81. 9 radical din 3. 9 radical din 3. E 81 ori 3. Da. Deci BC egal cu 81. 9 radical din 3. BC egal așa cu că 18. MB sau el, el da. Egal cu 18. De 2 ori ce am găsit noi, 18 radical din 3, da? Da. El 3. Deci am răspuns că asta este 18 radical din 3. Acum și putem, am și aflat-o mai devreme. Da, 9. 9. Și la ce aveați măsura arcului mare AB? 9. Și măsura arcului... Mare AB. AB. Măsura arcului AB, așa. Este dat cu 120. Este cu 100... Da. Așa? Arcul ăsta e 120? Mare.
A, e 180 ori 2. Adică e... 240. Da. 240. Da. E... ăsta mic. Arcul mic e 120. Ah, da, da. Și atunci e 360. Da, da. 240. Atenție, dacă ce e arcul mare sau arcul mic, atenție. Da. Da. Deci, mai au o problemă. Da. Foarte grele, domnul. Da, păi, uite așa, ca să... M-ați adus prin ploaie pentru problemele este. Adică le puteați face singuri. Nu, să gândeau ce mai fac la dumneavoastră dacă fac ei singura asta. Aia, nu găseam noi să lucrăm un problemă frumoasă acolo. Mai ești algebră? Asta mai vrea și algebră, domnule. Facem și algebră. Problema 4 de la 191 și ultima. 4 de la 191. Se dă triunghiul ABC. Triunghiul ABC, măsura unghiului Bac, 90. Măsura de Bac. BC egal cu 40. AB egal cu 32 cm, să se afle. Raza cercului circumscris, iar mare și iar mic. Iar mare și iar mic. Facem un cerc? Ha, ce să mai facem, mamă? Ce să mai faci dacă ai triunghi dreptunghic? Și ai două laturi, cum am spus. Na, e triunghi. Na, e triunghi. Da. Facem mai unghiuri. Nu mai zic. Triunghiul dreptunghic, da? A, B, C, știu că BC-ul este 40, AB-ul 32. Deci ce am ce cu 40 la 2 minus 32? La 2. Deci AC egal cu radical din adida 40 la 2 minus 32 la a 2. Și egal cu 1600 minus 1024, da? 1024, da? Și face cât? 32 plus 40 plus 24 plus 40 egal cu 8. Iar R mare egal cu ABC supra 4S și egal cu A ori C 32 ori 24 ori 40 supra 4 ori supra 4 ori 32 ori 12, ca să fie mai ușor simplificat. 4 ori 32 ori 12. 32, 24 cu 12, 2, 2 cu asta și rămâne 20. 20. Și rămâi 20. 2, 40, 2, 20. Foarte greu. Da, lasă-l pasat. Dă-ți pe ploaie. Am transpirat. E codroșul. Și la ce aveți? Citem. Multă. La ce? De la ce pagină? Nu știu. Adus-o. Adus, vă rog de-a dat. Vă rog de mine. O prima la geometria? Da, da, da.